Ar trebui să ne audă, sper să ne audă. Dacă nu ne auziți, cum s-a întâmplat cu intro-ul de mai devreme, de la un moment dat, efectiv n-am mai vrut să... O întrebat ceva, se aude? Se aude? Păi nu știu dacă se aude, că la noi nu se auzea. Este... poate că și YouTube-ul sau OBS-ul sau cineva s-a săturat de melodia aia și poate ar trebui schimbată. Nu, se, da. Vom păcăli Eh, vreun alt na, aplicativ. era mare țeapă. Era mare țeapă. Bine, dar ok, se aude, asta am lămurit-o. Dar se aude bine pentru că, la fel, YouTube îmi zice că rata de biții nu este, bă, este mai Tocmai jos era. decât ar trebui să fie. Deci, se aude bine live-ul de astăzi. Sau se au de rău. Ce? Intru tutunet. Da. Salutare, bine ați venit tuturor pe live. Tudor, Viper, Sebi, toată lumea. Se aude bine, dar calitatea video e cam slabă. Da, cred că e de la biții care nu e biții. Dar se vede bine. Adică se vede chiar foarte bine aici. Bă, da, chiar se vede decent. Adică mi se pare Adică... că e cel mai bun live. se Mi se pare că e cel mai calitativ live de până acum. vede binișor. Încearcă să dai pe Full HD, poate atunci se mai schimbă. Se vede bine. Luminile, e focusul ca lumea, adică chiar am avut un început de live super promițător, mai puțin faza cu melodia de la început. Dar probabil că cine se uită o știe deja pe de rost. Un pic Da. ciudat, un pic ciudat fără melodie, să stăm așa, Da, 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 trăim de noi fără melodie. cumva
noi avem monitor out pe melodie și cumva ne încarcă așa, știi, puțin înainte de live să fim, ma, haide, haide. Acum am stat așa, în tăcere, 3 minute cât a trecut countdown-ul ăla. Și a fost dubios, da. Where is your master? Cine? Mădălin. Yes. Mădălin e în camera alăturată, în birou mare, pregătește un scenariu. Un script pentru episodul de vineri. Apucă de sketch-uri. Da, apucă de sketch-uri, mai merge o calculă, dar Da, lăsat, apucă de se sketch-uri. mută. Poate se rezolvă pe parcurs. A pornit în 144 și a rămas, deși am ridicat rezoluția la maxim și nimic. E posibil să fie de la conexiunea de internet, câteodată se mai A, întâmplă ta. chestia asta. A ta, da, a ta. Pentru că nouă, domnul YouTube zice, mă rog, pe lângă mizeria asta, conexiune excelentă. Da. Eroare, dar fix acum apare Pe excelent. lângă eroarea aia, conexiunea este excelentă, așa că nu văd care este problema. Își ascunde, ce? Ascultă Lightsaber. lightsaber. Ascute. Da. Da, posibil. La mine se vede bine. Băi, e foarte bine. Mă Dar bucur chiar se că... vede. A? Chiar se vede Da, bine. chiar se vede bine. Nu știu ce s-a întâmplat. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat că cineva s-a abonat. Tiberium Mojoiu. Stai că Mulțumim văd eu de aici. Eu văd că subscribe. am Tiberiu Mojoiu. Confirmă și Vlad. Mulțumim că te-ai abonat. Cât mai mulți, așteptăm pe live-ul de astăzi. O să vorbim de câteva știri și chiar înainte să intrăm în live, Vlad nu știe, dar mie mi-a venit o idee. Trebuie să ies din live ca să mai stau. Mie mi-a venit o idee, dar poate, mă rog, dacă voi aveți nevoie, eu mă gândeam. Stau cu teamă și ascult. Mă gândeam, noi doi, să construim wishlist-uri pentru persoanele care au nevoie. Să ne zică niște cerințe, cam ce ar vrea sau cam în câți bani, și noi să facem niște wishlist-uri. Dacă e pe banii lor, fac orice. Pe banii lor. Bine, pe banii virtuali, adică pe Da. banii fictivi, să zic așa. Dacă vrei să facem chestia asta, facem. Dacă nu, continuăm live-ul de astăzi cu știrile pe care le-am pregătit, care nu sunt foarte multe. Sunt câteva despre jocuri, sunt câteva fail-uri din domeniul jocurilor. Niște chestii urâte pe care le-au făcut niște companii. Hai cu like-urile. Și ce face Mădălina în dreapta voastră? Ascunde-l. Da. S-a mai abonat cineva? Radiaction. Da. Cum ai spus tu, fix așa era radioactiv. Și s-a Addiction. abonat din nou? S-a dezabonat altcineva. Dacă ai o întrebare, poți să o pui, Gabriel. Ah, nu, cu d-astea nu mă pricep. De ce la plata cu cardul pe PC Garage și nu se rezervă produsul decât după ce confirmi plata? Cred că ți-a răspuns în timp ce ai întrebat. Da. Adică plata se face către o bancă, iar banca trebuie să vină să dea răspunsul, să dea Neapărat, cred feedback-ul că către PC Garage, bancarii nu? oricum nu știu dacă are o sintră. Cred că e procesator de plăți. PayU sau cine fie. Da, Care e da, doar vorba de conexiune. Tu dai banii, ei trimit banii, ei au confirmat și trebuie să da. fie o confirmare la mijloc. Ai nevoie de o lupă, telescopul e cam mult. Dar o lupă, da, ar merge. Nu știu cum naiba, nu știu de ce se vede așa. Avem prea mulți pixeli și acum apar alea cu abonare mai mică. Stai că uite pe aici. Margin overflow. Am mai luat cu lasă acolo și apăreau imaginile pe jumătate pe Stai, scriem așa, facem un pic de cod aici. ecran. Eu zic să vă bucurați. Size font size. Să vă bucurați de live care arată bine. Câteva Font minute size, cred după stai un aceea. pic. Font size, hai să vedem. CSS, CSS. Font size 40, asta. Fix așa o să scriu. Adio live, luați-vă la revedere. Cu rugămintea ca cineva dintre voi care nu este abonat să se aboneze repede ca să vedem dacă am rezolvat problema. Să fac Dacă eu de pe puteți telefon, face vă dau chestia frumos. asta. Tu nu ești abonat? Mă dezabonez și mă abonez. Nu cred că Nu merge. merge, Nu ok. merge. Trebuie să fie abonat fresh, abonat nou.
Deci dacă sunteți printre noi, vă rog, apăsați un pic butonul, după aia puteți să dați subscribe dacă nu vă place live-ul sau ați nimerit fix din greșeală. Ați înțeles tehnică de marketing aici? Hello, stranger, care nu vorbește română, dă-și tu subscribe acolo. Da. Vrut să iau 3080 și vineri am încercat să fac plata, după care, abia la 18 luni, am primit reîncercare de plată. Am pierdut placa video, da. Probabil a fost o eroare în timpul plății, plata nu a funcționat și apoi ca să primească un link de nou de plată, trebuie să treacă weekend. Mm. Și Da, da, că în weekend nu funcționează. Și-am dat seama că am făcut ceva vânt pe aici. Așa și bun în intersecție. Să vă mă uit acolo, vă că mi iese mișcare. Poftiți? Și un fluier. Toate plățile. În partea cealaltă. Da, e foarte... E ciudat cu băncile astea, că în weekend nu fac nimic. Nu există. Weekendul nu există. Ne pare rău. Dar eu zic că o să fie perioade și că o să apară în continuare plăci la prețuri acceptabile. Cum spune cineva că pică prețurile după 89 de luni. Îmi imaginez 89 de ani? Luni. Îmi imaginez cum ar măra zilele de că sunt plăcile scumpe. O lună. Două luni băgăm aici. Dar nu cred că 89 de luni. E matematic, erori, sunt câțiva ani buni. 89 de luni înseamnă... 65? Da. Problema este că la OP și ramburs se rezervă produs. Da. Gabriel, ți-ai găsit fix cei mai nepotriviți oameni să întrebi așa ceva. O să dau un răspuns. O să iau la 7000 de lei acum, cu 2000 de lei mai mult. Sau poți să mai aștepți un pic. Cine știe, poate mai apare una. Hm? Sau poate persoana care ți-a luat placa video îi dă retur. N-ai de unde să știi. Big brain. Nu, da, n-ai de unde să știi. Și asta e adevărat. Hai să vorbim de prima știre, care este și titlul acestui live. După aceea gata, am vorbit despre titlul, despre știre. Bun. Pac! Mamă, n-avem... tranziție? Fail. Ia. Yeah. Mai frumos. Nu. Ok, stai. Fail. Răzane. Fail, gata, am mers. Să nu mă cerți. Da. E prima oară când văd iepurașul ăla, e proaspăt nou sau a fost așa dintotdeauna? Nu, este un, un asset mai vechi pe care l-am folosit la un Black Friday. Okay. Că e iepurașul care se ascundea, de fapt era Joker acolo sau, știi? Nu, mă gândesc că a fost timp de 2 ani live și acum l-am văzut. Nu, nu, nu. Și dați seama că n-am cum să-l fi văzut. Nu, 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 nu. Da, de eu pot să, pot să zic eu cine va fi mâine în tu mailbox. Tu stii intră mâine, intră mâine și, și o să vezi. O să vezi cine este. Nu știu. Dar da. O să te intereseze și pe tine ce se petrece acolo. Mesaj retras. Hmm? Mesaj retras. Cred că l-am speriat când am spus tu sigur nu vei fi în mailbox. Da, mă. Am, e chestia asta... pe ecran de câteva minute. Noi procesoare, da, gata. Ok. Gata. Acesta a fost live-ul de astăzi. Mulțumim că ați venit și sper că v-a plăcut. Like, subscribe, like. Cred că aș n-au răspuns de eu. Mădălin va fi. Va fi Răzvan. Da. Va fi Vlad. Vlad, Răzvan, Alex. Alex. Și Miki. Și Miki. Da. AMD. Să revenim. AMD, da? AMD. Da. AMD la ultima lor conferință au vorbit despre AM5, despre noul socket, despre noile procesoare, cum ele trec de 5 GHz, constant, lejer, totul bine. Dar se pare că încă nu au uitat de AM4. Sau să zicem că... nu sunt dispuși sau nu sunt gata să renunțe la exact. Exact. La nu să se rupă de pe platforma asta. Și cumva au hintuit încă de la prezentarea asta de la Computex, în care au zis 5 years and going strong. Adică going strong te gândești că mai merge. Încă mai merge. Încă mai merge. Nu e spre aici e culțul și a căzut să termine. Exact. Cum se întâmplă în cealaltă încă e o
configurație potentă, adică Exact. fast forward. Și un nene, probabil este, am auzit gluma asta, dar probabil e fratele lui Copite, cel care dă de la Nvidia, nu știu că am tot vorbit de el. Se pare că or să se lanseze și alte procesoare Ryzen 5000 Da. cu 3D V-Cache. Adică ar însemna procesoare mai bune pentru gaming, mai proaste pentru productivitate, mai proaste pentru orice altceva. Editare sau nu știu, orice, teste sintetice, whatever, Blender, ce vrei tu. Și nenea asta zice niște chestii foarte interesante. Printre care se hintuiește că ar apărea și un 5600, poate și un Ryzen 9. Eu nu înțeleg de ce, adică înțeleg dintr-un singur motiv, de ce ar apărea noi procesoare cu 3D V-Cache înaintea celor din seria 7000. Ca să se bată cu seria 12. Astea. Da. Iar ce apare seria 7000 o să se bată cu seria 13 de la Intel. Da. Pentru că și în prezentarea lor cu 5800X 3D V-Cache a fost comparat cu Ryzen 7, nu? Cu Intel 7 7. 12700K, care este un procesor care era un procesor cu ceva bani mai mulți decât 5800X 3D. Deci să vedem cum se descurcă Alder Lake odată cu lansarea 7000. Păi, asta zic, eu nu cred că o să fie comparație între Alder Lake și 7000, ci între 3D V-Cache AM4 Ryzen 5000 cu Alder Lake. Pentru că am văzut clar când a apărut acel procesor 5800X3D X3D. 3DT V-Cache Da. că pe partea de gaming, ceea ce și-au și dorit, a rupt. Adică a făcut fix pentru ceea ce a fost Au făcut. rupt, dar cu niște asterixuri, pentru că în unele Da. jocuri Da. Intel-ul era mai bun, în alte jocuri AMD-ul era mai bun în funcție fix de joc. Dar da. Un lucru bun, cumva că mai crește durata de viață a lui AM4. Da, eu văd în felul următor. Cei care vor productivitate, garantat o să treacă la noua serie. Pentru că cred că improvement-ul va fi mai mare decât acest refresh de V-Cache. Da, da, da. Ok. Iar ei, dacă oferă acum o variantă de buget în care să-ți prelungești viața, ai un AM4, nu știu, AMB450, poate să-i fac un update de BIOS și vrei să mai upgradezi pentru cel mai bun procesor de gaming pe care poți să faci platforma ta fără să schimbi platforma, sunt, cred că, suficiente persoane care vor mai trage de AM4. Exact. Cei care vor cel mai bun, garantat, o să treacă pe AM5, pe DDR5, Pe multe PCI nuclee, Express PC, 5 da. și așa mai Adică cei departe, da. care folosesc unitatea la productivitate. Pentru gaming, cred că o să ducă mult și bine AM4. Și de ce nu? Dacă ai un gol acolo, oferă produse. Exact. Is ok, zice AMD va rămâne totdeauna locul 2 în urma lui Intel. Depinde la ce te raportezi. Văzusem o știre că cred că așa era. Luna trecută, AMD a depășit în vânzări Da? Intel-ul pe partea asta de oameni care își cumpără componente. Adică nu neapărat pe pre-build-uri sau Da, pe da, sisteme da. făcute de companii. Deci, nu știu ce să zic. Este în sfârșit o bătălie. În sfârșit, mă rog, de câțiva ani de când a apărut Ryzen-ul, există un oarecare echilibru. Deși, overall, într-adevăr, Intel-ul este mai bun, este Popular, mai aș putea spune. popular și mai vândut și mai cumpărat. Absolut. Pentru că AMD a avut perioade de fluctuații în care nu a fost un procesor foarte favorit din punct de vedere al performanțelor și automat a scos din popularitate. Intel a fost acolo, non-stop, A constant. rămas. Da, adică nu a avut fluctuații de acum a dat greș, acum a dat-o bine, acum a dat Exact. greș, a fost acolo. Și în Exact. popularitate a rămas în... Pentru că și eu am chestia asta. Nu vorbim la mâna cu Mădălin. Dacă aș vrea să fac cu calculator,
nu știu, zic, bulletproof sau ceva. Da. Așa? Cred că aș face pe Intel, că e mai simplu. În concepția mea, e mai simplu să faci calculator pe Intel decât pe AMD. Și să-l dai cuiva care nu are nicio treabă cu calculatoare. Exact, da, într-adevăr, într-adevăr. Dar lucrurile se schimbă. Adică asta rămâne la fel, tot de la începuturile lui Ryzen. Că avea nevoie mereu de tweak-uri, de setări din BIOS, să te chinui cu el. Dar eu zic că o să egaleze, dacă nu chiar o să treacă pe locul meu. Dar eu țin minte că la Intel 9700K, cred, sau nu, 9900K, primul i9 care a apărut de la Intel, se încingea grav. Da. Gen, era cuptor. Pentru că erau neapărat obișnuiți cu chestia asta. Într-adevăr, acum, bine, și acum 12900K, la fel se încinge, dar Nu că se încinge. îi fierbinte frige. Da. Da. Te-ai gândit vreodată că SSD-ul tău este prea fierbinte? Da. Păi și eu. Conștientizez că foarte multă lume nu-și dă seama de aspectul Omite, ăsta, exact. omite. La fel, din ușurință și din obișnuință, noi ne-am învățat cu hardware. Pentru că a fost o foarte lungă perioadă în toate calculatoarele și încă mai există. Exact. Și acolo chiar nu prea se păsa de temperaturi. Că Today, nu se general. încingeau foarte tare și dacă se încingeau nu era exagerat. E, fluctuațiile de temperatură pe o unitate de stocare de tip M2, mai ales cele high-end, temperaturile, dacă pot să ajungă la niște valori pe care nu poți să le mai vezi, la nivelul procesoarelor, adică nu are nicio Da, legătură cu hardware-urile. fix. Adică sute, dai cu 100 de grade, te duci, depășești pe chip. Da, eu pe SSD-ul ăla de la Kingston Renegade de 2 tera, m-am uitat odată și aveam 97 în mijloc, în core. Da, la hard drive câteva, 37, Da, 40, 40. 45 dacă se încinge, adică... Ei bine, dacă și voi aveți această problemă, o companie din China vă poate rezolva cu acest tower foarte Foarte drăgălaș pe care puteți să-l montați pe SSD-ul M2. de ce nu? Mi se pare o chestie foarte mișto. Pe de-o parte. Este făcută de Ju Shark, celebra firmă Ju Shark. Este un ventilator de 80 de milimetri, am impresia. Ok. Și da, așa, pare compactel. Dar dacă te uiți... De fapt, nu. Acum, de fapt, nici măcar din poza asta nu cred că merge. Dacă vrei să pui o placă video, Da, nu cred. n-ai unde să o pui. Nici jos, în al doilea slot PCI Express, nici în primul slot PCI Express. Da. Nu, parcă vreau să spun că nu văd utilitatea ventilatorului, că ar fi mers doar o răcire pasivă pe acel. Da, dar asta e, îți dai seama, și mai și. Da. Dar foarte bună observația că nu cred că o placă video, adică placă de bază clar e high-end. Da. Că e acoperită cu tot felul de chestii, adică Bine, e o are cap. randare asta. E o randare. Dar dacă ai probleme cu temperatura sistemului, că e prea așa, clar ai un calculator foarte performant. Și o placă video performantă nu prea mai găsești sub 3 sloturi. Da, uite, și Blog și-a dat seama. Deci ce faci cu el atunci? E o idee mișto. E 1 aprilie. Nu e 1 aprilie, este 7 iulie. Este o idee mișto, dar unde-l pui? Da. Din păcate. Bine, există unele... Mai sunt plăcile alea de au M2 pe spate. Pe spatele plăcii de bază. Acolo ce mai faci? Da, să zic că la asta, de exemplu, mai un slot cu siguranță mai jos. Sigur, da, acolo cred că poți să-l Acolo pui. poți să pui. Da. Dar dacă nu e o placă video, o placă de bază foarte high-end, acel slot nu mai e 4.0. Exact, nu mai e Deja e 3. 3, da. Adică... Deci pierzi și câștigi și pierzi și câștigi și pierzi și câștigi. E 5 iulie, eu am zis 7 iulie. Da, e 5. O idee mișto. Și că folosești Razer și-l montezi despre la asta. Adevărat. Dacă nu are RGB, nu-i ce trebuie. O idee bună care nu cred că a fost gândită până la capăt. A fost, bă, cum ar fi să-l arăcim cu un cooler?
Da. Deși pe, ai văzut pe Corsair-uri, spre exemplu, vezi chestia asta până aici. Până aici, fără radiator, Da, fără e acel refrigerator. radiator negru pe care l-ai părut. Care ajută cât de cât. Ajută foarte mult. Da. Dar știi... Trebuie să o regândesc, băieții, Trebuie de la să re... Jusar, de la Jusar. Jusharp, da. O idee interesantă, îți dai seama, să-ți umpli calculatorul de mini ventilator așa de-astea peste tot. Ar fi interesant. Problema e că toată căldura o elimină în răcirea plăcibitoare. Nu este neapărat o problemă, să știi, pentru că... Răcirea plăcibitului e mult, mult, mult mai mare și mai performantă încât să fie afectată de cei mai rău. Exact. Cum e și cu plăcile video care au la final, știi? Și trece ventilatorul și căldura Exact. elimină în culorul procesorului. Și au făcut diversi YouTuber teste și chiar nu e nicio problemă, adică e Ba chiar insesizat. Da, îmbunătățește, da. uneori am văzut o chestie că era îmbunătățit performanța. Mai bun un I/O mic de pe M2. Băi, da, la circuitul tău custom, pe procesor și placă video, mai trântești o de asta mică și pe M2. Și gata. Există curățire pe apă. Dacă, probabil, dacă există curățire pe apă, atunci e ok. Foarte greu, o chestie atât de mică să... Cred că Linus a făcut. Laina s-a făcut, am De văzut și toate. răcire, și-a răcit calculatorul pe un PC. Beu, într-o piscină. Gen, folosea circuitul dintr-o piscină. Un, doi, lotul. Da. Da, nu s-a făcut chestia Da? asta, da. We water cooled Dă-ne în SSD. SSD, da. Cred că era EK ceva pentru SSD M2. E posibil. Da, uite. Nu, e de la Corsair 1. Corsair. Corsair MP600 Pro XT Hydro X. Un nume și jumătate. Corsair. Fel și fel de branduri. T-Force, nu? Sunt Da. aia? Da. T-Force, T-Force. de la Team Group. Hydro tot de la Corsair. Alpha Pool. Bă, nu, asta e altceva. Da, asta e mare. Da, Corsair cred că e cel mai popular brand care a făcut așa ceva. Da. Evident, nevoia există, trebuie să vedem cum o să se rezolve Da. până la urmă toată problema asta. Ne punem un mini ventilator și gata. Eu am vrut să mut radiatorul fără ventilatoare în frigider. Eu am să mut radiatorul fără ventilator în frigider. Știi că nu zici rău. Merită să fac upgrade de la 16 la 32, numai că plăcuțele pe care deja le am sunt 1600 de așa, iar inițial mă gândeam să le înlocuiesc pe astea cu unele de 3200, dar nu suport placa de bază. Atunci nu merită. Nu merită 16 GB dacă te joci și doar te joci, îți ajung. Da. 32 o să ai nevoie dacă vrei să folosești Premiere cu Photoshop și cu Illustrator și cu After Effects în același timp. 16 GB te ajung dacă ești o persoană cumpătată și calculată. Dacă ești gen de persoană care are Discord, Messi, Doi Afterburner, de Chrome, YouTube, taburi, da. monitor, chestii, nu o să am niciodată 16 GB pentru primul. Adică eu mereu am mers pe 32 din principal motiv că nu vreau să mă gândesc să închid în dreapta jos, programele, trebuie să meargă ele acolo și facă treabă. Da, uite, Stan, după ce terminăm știrile, poate facem asta. Un PC de gaming în 2K pentru cel mai mic buget posibil. Putem să facem asta. Eu dau drumul, am putut de. Te apuci tu? Bine. Atunci eu mai prezint știrea asta, care este vorba despre o companie care mie îmi place foarte mult și Dar aș vrea să văd nu mai... sunt locate, ce așa să fac pe. Merge, merge. Fără să te loghezi? Ok. Cred că da. Lian Li a avut un Digital Expo 2.0 în care au prezentat niște carcase și niște soluții de răcire și niște ventilatoare. Designul... Da, și așa, așa, sincer. Mă așteptam la mai mult un pic. Adică Lancul 216 probabil este o carcasă mai de buget. Mi Tower.
Măcar poți să pui și polinol pe el. Dar arată ca orice carcasă. Nu este lianliul ăla pe care ne-a obișnuit el. O să mai jos o să vedeți. E vorba de Dencase A3, făcut în colaborare cu Lianli. Dencases sunt niște... Este o companie foarte mică care face niște carcase mini ITX compacte, în general, foarte, foarte bună, foarte bune și premium și scumpe, foarte scumpe. E sora mai mare a lui Lancul 216. Sora mai mare sau succesorul, zic eu. Dar da, asta arată un pic mai bine. Trebuie să recunosc. Este și niște iluminare pe dedesubt, mesh pe stânga, foarte bine pentru o carcasă atât de compactă. Probabil poți să spui și placa video să o pui vertical. Deci da, sper că aici să fie mesh, în schimb, ca să poată să respire micuțul ăsta pe undeva. Și O11 de Evo XL, care este pe baza lui O11, doar că este mai mare. Și este modulară. Spatele este modular. O să pui EATX pe ea. Extreme cooling. Poți să pui 3 radiatoare de 420 mm, Vlad. 3 radiatoare de 420 mm. Adică În aici, față, jos, aici și sus. aici. 3, atât. Foarte mare. Da, niște ventilatoare, nu știu dacă ați mai văzut cum au ventilatoarele cei de la Lianli, dar sunt foarte interesante, au niște conectori, au niște pini și niște magneți și în momentul în care le unești, se alimentează una de la alta și practic elimini nevoia de foarte multe cabluri. O să ai doar un cablu care alimentează unul din ventilatoare. Ceea ce este o chestie foarte interesantă. Adică parcă simți că se duce într-o altă direcție toată nebunia asta cu ventilatoarele, cel puțin, că nu s-a schimbat nimic. S-au adăugat luminițe. Da, nimic nu. Și atât. Același design, aceeași poveste. Uite cum vine. Pac, alimentat aici, după aia țâc, țâc. Unul în altul. Niște IO-uri, prototipuri care sunt la 2300 de rotații pe minut, 33 de decibeli. Înseamnă foarte, foarte silențioase. Da. Cam asta înseamnă un brand bun, un brand bun pe ceea ce fac. Și nu doar să copieze. Cum vezi, nu știu. În general, carcasele de buget, care în mare parte asta fac. De cât iese? Nu știu. Mai vedem, mai adaug. Mai am carcasă, cooler și Dau sursă. bere și fără cele două cuvinte magice. Cu trei radiatoare așa mai răcești toate SSD-urile. Și asta e adevărat. Pui Da. 3 de 420 acolo, faci tsunami și nu o să mai ai nicio problemă. Ce pastă termo se pune la i7-9700 și ce cooler trebuie pentru o răcire bună? În primul rând, Călin, caută un cooler care să se potrivească în carcasa ta. Uită-te la ce dimensiune permite, ce înălțime maximă permite carcasa ta. Iar ca pastă, Arctic Silver MX4 este una foarte bună, sau de la Noctua, sau de la Thermal Grizzly, genul ăsta de... Spre exemplu, noi folosim Noctua NTH1. Nu știu dacă se vede, e foarte mică. NTH1. Și
asta o folosim cam la toate build-urile pe care le facem aici, Matra și alte sisteme PC Garage pe care le asamblăm noi aici. Carcasa este de la Asus Prime. Este mare și lată. Ok, atunci poți să pui orice. Poți să pui orice. Asta e și mai rău. Poți să pui orice. Înseamnă că trebuie să te gândești ce să pui. Ar merge... Câți bani vrei să dai? Hai să întrebăm și asta, că și asta e foarte important. Că pot să zic direct, ok, Noctua NHD 15, îl răcește orice, este foarte bun. Dar există culori și mai ieftine și care sunt bune. Spre exemplu, noi am folosit în ultimul build pe un Intel i7, nu prea scump, ok. Am folosit AK400. AK400. Hai să vedem asta. AK, cum era, 700? AK600? AK600. 650. Caut și ți arăt acum. 620, ok. Pe ăsta l-am folosit într-un build și am fost super mulțumit de el. Dacă vrei ceva mai ieftin, tot de la DeepCool, tot așa l-am folosit într-un build recent pe un Intel i7, sigur de asta, un AK400. E mai mic, e aproape la fel, doar că are un singur ventilator și un singur radiator. Mi-am adus aminte unde am folosit coolerul ăsta. I-am făcut upgrade-ul lui Chiduțu cu i7 11700K. Asta era? 11700, cred că Sau era. 12. Nu, era 11. 11. 11.000 și am pus ăsta. Poți să te uiți la clip și să vezi. Sau dacă e prin live, dacă i-a făcut vreun test, că noi nu l-am testat, doar l-am asamblat, am văzut că funcționează și l-am trimis cât mai repede să se bucure de el. Deci da, eu cred că asta e o variantă bună. Sau ce a recomandat și Undefined, la fel de bine, RTX Sports Duo, Cooler Master 212, ăla negru mi se pare că arată mai bine, ID Cooling, da. Și asta e o variantă. Și ce ventilatoare să pun în carcasă să o răcesc? La ventilatoare Arctic AC P sau F12 cu PVM. Astea mi se par cele mai ok ca preț și ca performanță. Clar. O știre random. Xiaomi lansează un telefon nou. Nimic special. Da, am văzut review-ul la Mr. Big Boss. A făcut deja? Da, Și cum e? la Deci, po hai să spunem ce are special. În primul rând, are un senzor de 1 inch pe camera principală. camera principală. În Ceea rest, toate camerele sunt la fel ca la orice telefon. Nu, Dar pe 11 ies, ca celelalte release. Adică nu e ok. nimic upgrade acolo. Dar un senzor de 1 inch îl găsești pe pe camerele acelea, să zicem, mirrorless mai ieftine. Dar acum îl găsești pe cameră. Și cum era? Ce a zis el Deci, despre? el l-a comparat cu S22 Ultra, este ultimul telefon de la Samsung, Da, da. așa. Ok, și Cu asta iPhone 13 sau nu? nu, nu doar cu Ok. Samsung l-a comparat. Ok. Știu că la cameră a fost egalitate cu Samsung-ul, dar ceea ce l-a deranjat a fost că are niște profiluri de culori de la Leica, care sunt supra-saturate. Adică
ceva, Leica Profiles, două moduri de culori special concepute și calibrate de către Leica și sunt nasoale, în rest dacă faci pe modul standard, super ok camera. Ok, mult. Prima oară când ies pe telefon, imaginea par la fel, între Samsung și aia. Dar odată ce îi Dar dai zoom odată ce folosești digital, camera asta, ah. a spus că devine ce în ce mai obsesiv să dai zoom, să te uiți și să dai seama că ai mult mai multe detalii decât sharpness-ul agresiv dat de către Exact. procesare, adică... Exact. Și Samsung-ul și Da. Sharp-ul ies Da, de da, da. Respune ceva ciclop. de... Se super customizează specific Android tot felul de chestii. Și cam atât. Asta a fost pointul, că îi face plăcere să facă poze cu camera aia, dar e dezamăgit că toate camerele Celelalte celelalte au fost lăsate în urmă. în urmă, pentru că big point-ul era senzor de un inch. Da. Dar la restul nu a făcut nimic. Ba, în unele cazuri erau mai slabe datorită softului decât la telefonul anterior. Ok. Și ce avem? Snapdragon 8. Deci, ok, este high-end cu totul. Da. IMX. Hai să vedem. Cred că o să am nevoie și la carcasă de ajutor. Wishlist-ul l-am făcut, dar carcasa nu știu ce se. Ca să iasă până la 7000, o carcasă de 340 de lei. 340 de lei. Carcasă, da. O carcasă de 340 de lei. Maxim. 342 lei. Și trebuie să încapă... Dihania. Care are lungime... Trei 304. Să băg aici să văd. Lungimea GPU. Între 300 și 350. Da. Sergiu, ventilatoarele într-adevăr sunt foarte bune. Tu probabil ai versiunea fără PVM care merge la turație maximă și atunci într-adevăr poți să le consideri zgomotoase. Dar dacă ții versiunea PVM, atunci poți să-i dai din BIOS sau din soft la ce turație să meargă în funcție de temperatura procesorului, spre exemplu, și atunci o să fie totul super bine. Deci o carcasă până în 300 de lei. 40, 340. 340 de lei. Mi-a spus prin silențiu un PC. Depășește-mi pe bugetul, dar știu că e fain carcasă. Și să găsesc mai întâi. E asta, dar mai era alta. Ventum era? Parcă se numea altfel carcasa aia pe care am Ventum. răsfolosit-o. Ah, Signum TGTV Evo RT. Aia, cum ești? Cum ești? Bam. Îți dau acum. Da. Până în ce știu, s-ar putea să trebuiască. Nume. Nu? Ok. Mai am două failuri pe care vreau să le prezint astăzi. Primul fail vine de la Rockstar, care se pare că aveau de gând să facă remaster pentru primul Red Dead Redemption și pentru GTA 4. Un lucru foarte bun, mai ales că sunt niște jocuri puțin mai actuale. Dar s-au oprit din acest gând pentru că au fost foarte prost primite jocurile din trilogia lansată când? Anul trecut sau acum 2 ani. Dar eu dacă aș fi fost Rockstar m-aș fi gândit, bă, dar de ce au fost prost primite? Nu au fost prost primite pentru că erau mega băguite și practic au lăsat responsabili un developer care efectiv nu s-a descurcat. Că n-a făcut Rockstar, a făcut altcineva, o companie terță, a făcut remasterul trilogiei și a ieșit o tâmpenie. Așa că, da, nu știu dacă ăsta e un motiv prea bun. 5-1-3-3-6-1-2. Stai. Stai să prezint și al doilea fail. Al doilea fail vine de la EA, care nu se mai oprește din tâmpenii.
A făcut o glumă pe Twitter. Se pare că este un meme chestia asta, că zici de cineva că este de 10, dar și după aia spui ceva ca un lucru negativ, știi? Gen, persoana aia este de 10, dar nu știu ce face. Ești băiat salon, dar îți cam place cu băutură. Exact. Ceva de genul. Și el a zis, ei au scris că ei sunt de 10, dar joacă numai jocuri single player. Și atunci toată comunitatea a sărit în sus. Că cum vă luați de ăia care joacă jocuri single player? Când voi ați lansat printre cele mai bune jocuri single player în ultima vreme. Mă rog, în ultimii câțiva ani și erau printre astea, mă rog, făceau mișto că ei au închis companiile lor care dezvoltau jocuri single player Da. și chestii din astea. Dar printre... Așa. Că au închis Visceral Games, că a făcut unul dintre cele mai bune jocuri single player din ultimii ani, care este Jedi Fallen Order. Cel mai bun joc single player din ultimii 20 de ani, care este Titanfall 2, zic ei. Au făcut Anthem, care era tot așa un... Apoi eu ce se întâmplă? Da. Și în jocurile multiplayer ei sunt cunoscuți pentru toate Exact, microtransacțiile și felul nu prea duc foarte bine. prost în care manageriesc toată ideea. Plus Battlefield de 2042, care a fost un fail la început și tot așa foarte multe bug-uri, ca după aia să-și dea seama că au făcut o tâmpenie și au zis Roast well deserved, ne luăm elul, luzu, pentru că playerii de single player, jucătorii de single player sunt de fapt 11. Da. Da, niște Iar, cârnați. iar. S-au Un redresat. PR foarte nereușit, din păcate. S-au Cine lucrează redresat. acolo este... Da. Așa, hai să vedem pe ccarage.ro/vizualizare. Revizare, știi? Și bagă 5133 612. 612. Da. Pregătește-te, Stan. Și să-mi iau eu hate dacă nu le convine așa. Dați hate lui Vlăduț aici. Deci avem așa, da? Ca la mailbox. Da, calam, poți să justifici fiecare alegere făcută. Ok, bagă. Sursă, 650W, fără modularitate, fără nimic, cât vrei cel mai ieftin, nu-ți pasă de... Ieftinache, da, brand. Da, brand, nu-ți pasă cum arată, e Sisonic, ar fi cunoscută, 650W sunt suficienți. Ok. La carcasă niciodată nu poți să faci rabat, pentru că o carcasă poți să o folosești și peste 5 ani, și peste 6 ani și rămâne Exact. casa, unesti toate componentele și contează foarte mult pentru longevitatea calculatorului să ai o ventilație cât mai bună. Și aici poi, în carcasa asta, ai mesh, multe ventilatoare, silențioase. Perfect. Mai bagi un aer ghibe acolo și Da. ești boss. Gigabyte. Pentru că eu nu pun PC MATX nicăieri. Era cea mai ieftină placă de bază ATX. ATX, ok. Și pentru că ai să vezi că o să ai nevoie de două M2 la un moment dat, că o să ai nevoie de mai multe sloturi pe placa de bază. Și procesor Procesorul. 5600X, pentru că ai spus buget. Inițial m-am dus spre 12600K, care era 1400 de lei, Și dar asta mai este pus și, da, și era placa 1130. de bază și un pic mai scumpă și urcai bugetul. Dar ai spus buget. Își face treaba în 2K perfect. Stocare. SSD, la fel. Puteai să mergi pe 250. Dar având în vedere Ce că faci cu 250? e singurul calcul. Adică ăsta îl gândim ca o configurație de la zero. Că Da. nu mai e nimic altceva, sub un tera nu ai voie să ai stocare dacă vrei să te joci. Adică ai pus Warzone, Fortnite sau nu știu ce jocuri și deja ai făcut Da, ești pa. 500 de Și giga. Windows. Și Și mai Windows. downloadez câteva chestii și Chestii, da. gata. 16 GB RAM, Memorie. 3600, pentru că 5600X, Ryzen 5000, aș fi spus 32, dar mai adaugi, dacă vrei. Cred că n-a adăugat 12400 undefined pentru că asta. Da. Ce inițial m-am dus pe 3070, cel mai ieftin 3070, era un Zotac cu două ventilatoare la 3600 și un pic de lei. Și am zis pentru doar 200 de lei. 3, deci era 3600, da? Da, și cu două ventilatoare și mic. De ce să nu ai un 3070 Ti împalit cu o răcire mai bună pentru doar 200 lei? Adică înțeleg ideea de buget, 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 buget. Dar nu trebuie să ne calicim la alegere, adică le facem cu cap. Cu cap, exact. O să las link-ul și un chat.
Sau cum a spus Andy Fine, puteți să mergeți pe un 12400F cu B660. Dar atunci un 3070 mi se pare cam traze păr. Da. Sincer. Pentru un 12400, un 3060. Da. Hai că ne uităm și la, și la wishlist-ul tău. Și mai era cineva cu, un, cu o dorință de un sistem. Trebuie să-l caut. Deci asta e cea mai ieftină 2K pe care... Nu, nu cel mai ieftin. 2K okay. Ca lumea. Da. Ca să... Ca cel conformez. Mai ieftin 2K făcut cu cap. Că se putea mult mai ieftin. Și la plata video, și la memoria RAM, nu la memoria RAM, la SSD, și la placă de bază, RAM ATX. Mm-hmm. Puteai. Mai ieftin. Și la carcasă, nu zic ce puteai să pui la 200 lei o carcasă, să le bași pe toate acolo. Faci unul de 5.000 de lei repede? 5.000 de lei? 5.000 de lei. În 2K. Spune așa. Fără stocare, nu? Stan a dat aplauzele de ce acum. Tot 2K? Nu 2K, am... mă. Am glumit, am zis la mișto. Hai să vedem wishlist-ul lui Radiaction. Radiaction? Radiaction. Ok, ce are sens. Calculator 8.000 de lei. O asamblare standard. Hai să le luăm așa, să dezvăluim pe parcurs. 16 GB DDR4 la 3600. Foarte bine. O sursă Seasonic 80 Plus Gold de 650W. E bine, că asta înseamnă că poate să te ducă un 3060 Ti, poate chiar și un 3070. O placă de bază MSI B550. Bun. Un Ryzen 7 5800X. O alegere ok. Placă de bază 3070 Phoenix. Uite. Uite-o pe asta. Uite-o pe asta. E 3899. Și ai 3070 Ti și ai 3840. Deci, Radiaction, uite-te aici. 3070 Ti la 3841 versus 3070 la 3899. Deci, uite-te atent la chestia asta. Da, adică... Deci, schimbă chestia asta. Carcasă Alpha Gear Outkeeper și Cooler Silentium PC Navis F240. Ăsta, să vedem cât de... Nu, încape, în Outkeeper încape, mai ales că e de 240. Dacă era de 360 și era un fel de... la fel de gros precum Arctic AC de 360, atunci era o oarecare problemă, mai ales în Outkeeper. Da. Per total, lui i-a dat 1280 și 1228 de lei. Decent, e un procesor mai bun. Garanta, procesor mai bun. Procesor mai bun. Placa, ți-am zis, poți să faci switch-ul, să treci pe Ti. Și are și asamblare. Și ai și asamblarea. Asamblarea, gândește-te dacă o alegi sau nu. Poate te folosești de toate tutorialele pe care le-am făcut noi pe, pe aici pe canal și prinzi curaj așa și faci o asamblare bombă. Bombă. Cele mai bune surse sunt de la brandul Seasonic. Sunt surse bune, dar sunt și alte branduri care au surse bune. O să vedeți... Superflower. Superflower, Corsair. Corsair, da, adică sunt destul de multe branduri. Exact. Vineri o să arătăm și un alt brand de surse. Destul de nou în piața asta de surse, dar este un brand foarte cunoscut și o să vedeți că și acolo e mișto. Se lansează noile AMD azi? A? Se lansează noile AMD azi? AMD Ryzen. Știi. Nu se lasă de astăzi. Nu, am zis că e posibil, cum se numea? A fost o întrebare. Nu se lansează astăzi, dar am zis la începutul live-ului că e posibil să apară noi procesoare din seria 5000 cu 3D V-Cache. Pe lângă cel care s-a lansat deja și căruia i-am făcut și noi clip, dacă vreți să vedeți comparație între 5800X și 5800X 3D. Există în gaming
o diferență foarte mare, în productivitate nu prea, ba chiar stă puțin mai în spate. Da. Palicii gainori sunt niște producători destul de low-end. Calitatea asamblării și a temperaturii este puțin mai slabă decât cele TUF, MSI sau Gigabyte. Așa este. Palicii gainori, pe lângă asta, sunt companii surori. Da, adică eu nu așa ce E văzut. aceeași companie, da, asta vreau să zic. S-a lansat ROG Phone 6 Da, am astăzi. văzut că au apărut review-uri. ROG Phone 6. Am primit și noi ROG Phone 5-ul. ROG Phone 6 Pro. Hello? Publicat în Asus. Pe 5. Ok. Seamănă foarte mult cu ROG Phone 5-ul. La design. Pe spate, pattern-urile alea, grafica. Pare că e tot de acolo, niște accesorii mai wacky și așa. Da, nu, Ștefi, nu am primit, sincer, chiar nu ne-a dat nimeni așa ceva. N-am mai făcut, scuze, n-am mai făcut review la un telefon de foarte mult timp. Asta să mă gândesc, adică am mai primit câteva de la Xiaomi sau de la Huawei sau chestiile astea, dar de la Samsung, iPhone, Apple sau Asus, nu. Mai primit de mult timp. Era 5.000 de lei. 5.000 de lei. 5.000 de lei, da. Mai am o știre legată de gaming. Asta mi se pare mai random ca orice altă știre. Niantic face un joc Real World NBA, adică despre basket. Tu știi cine e Niantic, Vlad? Nu. Ei, Niantic au devenit cunoscuți ca developerul jocului Pokémon Go. Ok. Și Te întreb cum eu. au ajuns la NBA? Asta te întreb și eu. Ce faci? Te duci cu telefonul și îl vânezi pe LeBron James? Sau ce faci? Arunci cu mingea către el să îi Sau dai pase? te duci la locul de joacă, la coș și te filmezi și un AI vede câte mingi arunci în Nu coș? știu, și ideea e că nici trailerul nu te ajută foarte mult. Sunt așa, nie, se plimbă în jurul pământului, se transformă într-o minge de fotbal și zice All World. Da. E cam discutabilă decizia asta, dar ok, bravo lor. Seamănă Danu Răsare? Da, probabil că seamănă Danu Răsare. Probabil e un procesor mai nou pe ROG Phone 6 și, în general, toate specurile sunt mai bune. Victor, upgrade de la RTX 3080 la 3090 Ti. Nu am fost atent. Upgrade de la 3080 la 3090 Ti. Mi se pare Mică. cea mai mare risipă de bani, Da, să zic și așa. Nu merită. Nu, clar, nu merită. Au făcut și unul pentru Harry Potter și l-au închis într-un an sau doi. Ah, ia uite, bă. Assassin's Creed The Sands of Egypt. Trailer nou? Say what? Dar ne uităm fără sunet, că e posibil după aia să ne bubuie ăștia. Ok. Unde se termină totul, începe. Ah, gata, m-am prins. Este DLC pentru Assassin's Creed Origin. Nu înțelegeam, credeam că e jocul nou. Luați apă. Cum e, Vlad? Eu mai fac două modificări și nu mai rămas buget de proces.
A, ți-a rămas buget? Da, mi-a rămas buget. Ai prea mulți bani acum. Bine, prezentăm și wishlist-ul ăsta de 5.000 de lei. Și după aia cred că punem capăt live-ului. Da. Zicea, hai să verificăm chestia asta, 5600X versus 12400F din user benchmark. 12400F versus 5600X. Este mai bună 5600X cu 0%. Asta zice user. Cu 0%? Cu 0%. Vezi? Da. Dar în... Am strânit o adevărată controversă. Am strânit o controversă pe chat cu 12400. No. Memory latency e mai bun un pic pe un core. Pe 2, pe 3, pe toate corurile, de fapt, este puțin mai bun 12400. Am dubii la sursă, dar ne ajută comunitatea. Da, chiar sunt apropiate, Andy Fine, da, ai avut super multă dreptate. Bine că, că nu e mai slabă cu 0%, băi, poți spune și așa. Poți spune că este mai slabă cu 0%, este mai bună ca cu 0%. Da, hai să vedem... Acum, nu mă gândim, Da. Nu, mă uitam... 5100, cer scuze. 5100! Wish 2 live... Salutare, Alexandru, salutare, bine ai venit live. E mai ieftin 12400F, deci winner. Băi, nu zici rău. Nu zici rău deloc. Deci avem așa. E ciudat că stă mai... Are frecvențe mai ridicate, dar... 5133624. Zici că centralist aici. 5133624. Sunteți pregătiți 5.000 de lei pentru Trisebi. Avem prima componentă. Memorie Corsair Vengeance LPX 16GB la 3200. Un kit dual channel, ceea ce e foarte bine. O carcasă Alpha Gear Sentinel ARGB. De ce ai ales-o pe asta? Că era în buget acolo. Era în buget. Am avut o știu și își face treaba pentru. Și pentru... faptul că măcar jumătate din carcasă, jumătate din partea frontală este meșuită, ajută foarte mult. Știu că din să scot buget, am făcut o greșeală. Ce? Nefiind logat, mi-au parmenit toate brusele în stoc. Ah, ok. Nu s-o pun. Și în loc de 12400, e normal să punem F. F, ok. Care e mai ieftin. O sursă Seasonic B12 de 650, da. Care e... super ieftină. Un SSD de NV1 de 1 tera. De 500. Ai zis bine, da? Un RTX 3060 de la Gigabyte Eagle OC, care este super ieftin, este 2319 lei. Da. Da? Și un i5 12400F. Care e 980 de lei, nu 1100, că am avut o eroare aici de configurare. Da. Și iese un 5000 de lei. Tocmai 5100 și o să iasă 5. Și o placă de bază B660M. În total, 5100, dar... scădem 120 de lei, deci 4980. 4900 cu 12400F în loc de 12400 normal. Și nici nu pot să mai editez că nu era locat. Da. Cam acesta este. Dacă puteți schimba ceva la configurația asta... prea aici, nu prea... caută pe PCG 5600, păi uite, tocmai am făcut noi aici. Da, doar că nu e pe gustul meu, că e placa MATX, că e mică, da. E mică și e 6. Dar pe de altă parte și carcasa... e micuță. Și carcasa e micuță și atunci... adică build-ul ăsta e, placa e micuță, carcasa e micuță, adică o să fie un calculator destul de light. Compact.
Compact, da. Da. Dacă vrei mai multe luminițe sau ceva, poți să pui pe memorie, deși costă. Money, money, money. Dacă vrei mai multă stocare, mai bagi un hard disk, dar la fel mai pui 200 de lei pe unul de Pentru 2 tera. întreaga mai fi încă 200 lei. Da. Dar cu placa video n-ai ce să schimbi. Este... 2300 de lei, 3060. Da. Procesorul la fel, 12400F, nu 12400. Da. Și MSI B660 Pro A. Da, dar la fel trebuie să o carcasă care să fie mai aerisită, mai mare. Mai... Ia asta cum e. Asta e ATX, cred. Și este 800. Este 800 de lei. Pe când ai la antă, 600. 600. Adică, Sebi, gândește-te dacă merg ești dispus să mai dai încă 200 de lei. Doar ca să fie ATX. Eu am chestia asta în viață. Eu am dat bani doar că erau plăcile de bază mai mari. Am înțeles. Da. De ce nu? Îl iei la LAN Party. Exact. Da. Da. Suntem LAN Party. De LAN Party. VRM-uri pe am subțiri, dar pe de altă parte 12400. nici... 12400. Exact, 12400. Da, e, îți dai seama, este o placă mai slăbuță, să zic așa. Oricum, ce am gândit eu configurație nu e bătut în cuie. Adică e ce am gândit eu pentru 5.000 de lei. Asta pentru e... viitoarele upgrade-uri, ok, da, dar nu cred că o să pună un 12.900 KS. Da, da, cred că e o configurație. Uh-huh. Buget de buget. Băiat de băiat. Pe sistemul ăla. Gata. Gata. Live-ul l-am făcut și știri, am făcut și wishlist-uri. Da, deci am dat ambele wishlist-uri. Pot să le mai dau o dată, dacă e, ca să rămână aici. De 5.000 de lei și... Nu. Gata? Și... De 7.000. 7.000 de lei în 2K. Gaming 2K. În 2K. Da. Doar aici. Da. Mi-a stat de treabă, nici nu simți cum a trecut de mine. Așa, și asta este configurația lui... Nu știu cum era. Poate scrie aici. Vlad. Da, e configurația lui Vlad. O configurație de 1.000 de lei în care putea să schimbe placa video, care este mai, care este un 3070 față de 3070 UTI pe care l-am pus noi, care e mai ieftin. Cum spune Sorin, că 2400 e mai bun în calculator într-un fel, că în caz de defecțiune de plăci video, poți să ai semnal. Și poți să-l folosești. Da. Dacă nu de te deranjează bugetul banii. De 100 de lei. Dacă consider că e un aspect care te interesează, în caz că s-a stricat vreodată placa video, să poți să folosești calculatorul în continuare. Da. La Office, la orice vrei tu, poți să rămâi la wishlist-ul pe care l-am făcut eu. Din greșeală. Din greșeală. Da, dragilor, acesta a fost live-ul de astăzi. Mâine, mailbox, 4 întrebări, comentariul săptămânii, cum v-am obișnuit. Dacă... Pe Răzvan, pe Vlad, pe Alex, pe Mădălin prin mail-uri. Prin amintiri, așa. Prin amintiri. Da, mail-urile de ieri, două din ele au început, respect echipa PC Garage, dar mai ales Mădălin. Mă la șeful Mădălin. Mai ales Mădălin. Ceilalți, respect, dar așa, mai cuțuruita, știi? Nu știu. Da. Deci, filme deosebite ce merită vizionate solitar. Da. Un film excelent. Niciodată nu știi finalul. Exact, exact. Roberto, poate mai bine. O să mai vorbim, o să mai întrebăm dacă mai bine. Atunci a fost o ocazie mai specială și de-aia a venit. Hai, ne vedem mâine! Seara bună! Pa, pa! Like, chestii. Mă dă insta, dacă eu vă respect, dar vă mă dă Boss the boss, mare boss. Pau! Oh.